Cei șase prieteni, de Guido Gozzano, traducere și adaptare radiofonică de Sanda Socoliuc. A fost odată un nobil scăpătat care avea trei fii. Într-o zi, Desiderio, fiul cel mare, i-a spus tatălui său, Tată, te rog să mă lași să plec în lumea mare, vreau să-mi caut norocul." Du-te băiete și întoarce-te glorios! a acceptat bătrânul, știind că avea prea puține avere pentru a le oferi fiilor săi. Desiderio a plecat la drum. A mers unde a văzut cu ochii și iată a ajuns într-un mare oraș. Tocmai atunci, mesagerii regelui vesteau peste tot că regele avea să odea pe fica lui de soție unui tânăr capabil să meșterească o corabie care va merge atât pe mare cât și pe uscat. Desideriu s-a dus repede la curte. Majestate, mă prind eu să construiesc corabia care va merge și pe mare și pe uscat. Prea bine, a zis regele, taie din pădurile mele cât lemn îți va trebui. Desiderio s-a apucat de lucru și, când l-a răzbit foamea, s-a așezat la umbra unui castan și s-a apucat să mănânce. O gaiță tot sărea din cracă în cracă și țipa. dă -mi și mie frimituri de pâine de la tine, mi-e tare foame!" Ia lasă-mă în pace, basere băgăcioasă!" a repezit-o desiderio. Ce faci acolo? Ce faci acolo?" Linguri, e bine?" E bine, linguri să faci!" A zis pasărea și-a dispărut. Desiderio s-a apucat iar de lucru, dar oricât cioplea, oricât trudea, lemnul lua mereu forma de lingură. Blestemat aia de gaiță -i de vină, s-a gândit el și-a lăsat baltă lucru și s-a întors acasă fără pic de glorie. Saturnino, fratele mijlociu, s-a hotărât să plece și el în lume, a ajuns în același oraș și a pățit la fel ca fratele lui, așa că s-a întors acasă fără izbândă. Gentile, cel mai mic dintre feciori, a plecat și a ajuns în orașul în care fusese și frații lui. Regele i-a dat voie să încerce să construiască din lemn corabia care trebuia să meargă și pe mare și pe uscat. Tânărul s-a pus pe lucru și la ora mesei a apărut gaița care i-a cerut de mâncare. Gentile a făcut firimituri toată pâinea lui Și-a presărat-o pe iarbă Mulțumită, Gaița l-a întrebat Ce lucrezi tu acolo, băiete? Încerc să fac o corabie deosebită Care va merge nu numai pe mare, ci și pe uscat Să te udă Dumnezeu și să faci corabia A zis Gaița și a dispărut Gentile s-a apucat iar de treabă și fiecare parte a corabiei căpăta ca prin farmec forma dorită. Înainte de apusul soarelui, corabia era gata, iar Gentile a pornit-o la drum cu noua corabie, a străbătut câmpii, fluvii, voi și lacuri spre uimirea tuturor celor care îl vedeau. Iată că în calea lui a apărut un om care rodea un os rămas de la o vacă, pe care se vedea că tocmai o mâncase cu lăcomie. Mor de foame, se văicărea omul. Nesătulule, ah, suie pe corabia mea și o să-ți dau de mâncare destulă, la poftit gentile. Iar fomilă nu l-a refuzat. Mai departe era un om care stătea lângă o fântână și se văicărea că este sete. Ai secat fântâna setilă, L-a întrebat gentile Hai pe corabia mea și o să-ți dau de băut cât o să vrei Omul s-a urcat pe corabie și-a pornit iar S-au oprit lângă un om care avea doi bolovani mari legați de picioare Ciudatule, tu sau altcineva ți-a legat pietroaiele de picioare? L-a întrebat gentile Eu? Alerg prea repede și se întâmplă să trec dincolo de locul în care vreau să ajung. De-aia mi-am îngreuiat puțin mersul. – Vină pe corabia noastră, fugilă! – l-a poftit gentile, iar omul a venit. Spre seară au dat de un om care ținea un arc în mâini și țintea spre un punct de nimeni văzut. Ce țintește arcașule?" l-a întrebat gentile. A, un iepure de pe muntele de la capătul lumii," a zis omul. U, gata, l-am săgetat. Mă tem să nu-mi ia cineva vânatul până ajung acolo." Nu te cred. E du-te fugilă și adu iepurele, dacă e doar un mincinos, ha? Alergătorul a dispărut o clipă și a reapărut cu un iepure săgetat în mână. Ai spus adevărul, ochilă?" a zis gentile. Vino cu noi pe corabie, vrei? Vreau, a zis ochilă și au plecat toți mai departe. Curând au dat de un om care stătea cu urechea lipită de pământ. Ce faci, omule? l-a întrebat gentile. Ascult cum crește ovăzul pe care l-am semănat ieri. Urechilă, lasă-o văzu și hai cu noi pe corabia care merge și pe mare și pe uscat, l-a poftit gentile. Vin, vin, a zis omul. Acum erau pe puntea corăbiei șase prieteni. Gentile, fumilă, setilă, urechilă, ochilă și fugilă cel iute de picior. S-au dus cu toții la curte ca să-i arate regelui corabia care mergea și pe mare și pe uscat. Ei, gentile, ca să o iei de nevastă pe fica mea, trebuie să mai treci prin niște încercări. Întâi, tu și prietenii tăi aveți trei zile la dispoziție pentru a mânca 50 de văcuțe fripte pe jar. Te încumeți? Da, majestate! Fomilă s-a pus pe treabă și-a dat gata văcuțele fripte, iar ceilalți au rămas aproape nemâncați. Cu vacile fripte v-ați descurcat, a zis regele. E, acum trebuie să beți 50 de butoaie cu vin în trei zile. Bine, majestate, a zis gentile, sigur pe el. Setila a băut atât de repede vinul din butoaie, încât ceilalți cinci de-abia de-au apucat să dea pe gât cât un pahar. Regele n-ar fi vrut să-și dea fata unui sărăntoc, așa că a zis, mai aveți de trecut peste o încercare, unul dintre voi se va lua la întrecere cu bucătarul meu care fuge ca vântul de repede. Cine ajunge la fântâna aia, aia de pe munte și se întoarce primul cu două găleți pline cu apă, va fi declarat învingător. Bine, majestate, Fugilă, e rândul tău! Bucătarul și fugilă au gonit până la fântână și și-au umplut gălețile. Bucătarul era și un pic vrăjitor. Ca să nu fie întrecut de fugilă, l-a poftit să se așeze sub un copac și să stea la povești. Cum necum, bucătarul a adormit pe cel mai rapid om din lume și a pornit singur spre palat. Urechila și-a pus urechea la pământ și-a auzit sfărâitul lui Fugilă. I-a spus lui Ochilă să tragă o săgeată în copacul sub care dormea Fugilă. O creangă i-a căzut drept în cap și l-a trezit pe alergător. El s-a dezmeticit, a înșfăcat gălețile cu apă și a alergat la palat, depășindu-l în goană pe bucătarul vrăjitor. Acum regele trebuia să se țină de cuvânt. Gentile, m-am hotărât. Vreau să fi ginere. Mai bine să fiți alături de mine tu și prietenii tăi decât să-mi deveniți dușmani. Astfel, gentile s-a însurat cu fica regelui, iar fomilă, setilă, ochilă, urechilă și fugilă au fost ridicați la rangul de miniștri.